Deloc de invidiat, aceea de a ne ruga de toată lumea, noi cei care la Craiova sau orașul Craiova a învățat România la fotbal, cel puțin la nivel de club, a învățat România la, la performanță. Vorbesc în numele meu și poate a unora din colegii mei. Au fost cei mai frumoși ani ai noștri, ai tinereții, și ne-am sacrificat într-un fel, așa, vorbind în ghilimele, pentru că a fost un sacrificiu plăcut, aceea de a face parte din echipa de aur a Craiovei, așa cum dumneavoastră sau presa și toți ceilalți ați numit-o Craiova Maximă. Sunt profund dezamăgit de tot ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp și starea în care această echipă iubită în toată România și v-am spus un mod de a legitima Craiova chiar și în afara graniților. Sunt dezamăgit de tot ceea ce s-a întâmplat prin faptul că de-a lungul timpului ea a mers așa și a fost ca un instrument în mâinile unor oameni care până la urmă s-au dovedit că nu iubesc deloc trecutul acestei echipe, fotbalul și ceea ce a reprezentat Universitatea Craiova, ce din contră mai mult așa au folosit-o în interes personal. Fac un apel în acest moment să ajungă într-un fel să se ia, să se considere poate un moment zero și autoritățile care până la momentul ăsta au fost destul așa de impasibile să încerce să rezolve această problemă pe care vedeți și dumneavoastră câte pasiune a iscat și de-a.